Duminică dimineața am luat 20 de lei din ceanta Zinei. Am văzut că doarme și am decis că pot să iau. Așa cum tot mama mai trimite, iar ea niciodată nu mi-a dat măcar un leu. Toți copiii au bani la școală și doar eu nu am. Mi-a dat Madalina mai ieri un leu și l-am dat lui Anton, care mi-a cedat o jumătate din tartina lui adusă de acasă. Ce tărăboi a făcut Zina! M-a tras de păr și a zbirat, m-a pus la un gher zicând că iar sacrifică tinerețea și nu se mărită stând cu mine, iar eu fur ca un hoț. I-a răspuns că sunt banii mei, banii noștri pe care îi trimite mama. M-a plesnit peste gură, m-a scuturat, s-a plecat înspre mine și a bâiguit. Mare gospodină-i măta, să vină să te îngrijească ea pe banii tăi. Nu am plâns, nu am răstit niciun cuvânt. Doar seara înainte de somn m-am întrebat. Cum e o mamă gospodină? Cred că e așa ca mama lui Daniel. I-au cusut la mașină litere și cifre și le-au agățat cu doamna de tavan în clasă. Erau foarte frumoase și mama lui Daniel e frumoasă. Ea e o doamnă, da. Ea e o doamnă. Într-o zi am venit primul la școală. Era 7:30. Zina deseori mă aducea de vreme ca să poată să plece cu treabă în oraș. De obicei, seara observam că își cumpărase ceva nou. Cizme, rochii, geantă. Eram doar eu în clasă când a intrat învățătoarea. M-a văzut, însă nu a zis bună dimineața. Ea uneori nu răspundea nici când ziceam noi la revedere, deși mereu ne certa că uitam să dăm binețe. Eram în banca mea din spatele clasei. A intrat și a pus haina în cui, s-a întors spre mine, parcă pentru a spune ceva, și tot atunci ușa s-a deschis și a intrat o femeie. Am aflat mai târziu că o cheamă Natalia și era șefa de gospodărie. Discutau despre asta a doua zi niște mame. A venit și a început să țipe ca o pucată la doamna noastră. Așa striga la noi în sat una dintre vecine când o bătea bărbatul beat. Urla ca o tâmpită. Credeam că e directoarea. Doamna s-a făcut cumva mai mică și am înțeles pentru prima oară că se teme. A încercat să rostească ceva și ea, dar Natalia făcea așa o gălăgie de parcă o omora pe cineva. Nu știu ce mi-a venit. Era ca în acea seară la țară când a intrat peste noi în casă jenică, vecinul de peste gard, și a tras-o pe mama de păr. Răcneam atunci ca un apucat, guițam ca un puicel, de a alergat toată mahalaua și a scos-o pe mama de mâinile lui Nenea Jenea. De data asta nu am țipat, am sărit și deodată eram lângă Natalia. Mi-am înfipt dinții în mâna ei și am mușcat. Eram câine, eram lup, o apăram pe doamnă. Femeia e cnit speriată, s-a dat înapoi și a smuls mâna și a trântit ușa. Doamna s-a uitat la mine, speriată și descumpănită chiar. S-a așezat și m-a întrebat. Andrei, tu ai mâncat altceva? Nu, am răspuns eu. Atunci ia de aici pâinea asta cu somon. Când au început să vină copiii, calmă mi-este cam tartină. Cred că așa aș mânca o vânătorii prada cândva. Eram eroul. O știam dar eu și doamna. După ore am fost chemat la director. Așa am aflat că e un domn. Apoi m-au dus la psiholog. O profesoară care m-a tot întrebat despre tată și mamă. I-am îndrugat vrute și nevrute, că la noi totul e bine, că tata o iubește pe mamă. Ea a râs și mi-a amintit că tata nu mai stă cu noi și că mama e plecată. Am tăcut. Eram prins cu minciuna. Eram deja sătul de întrebările lor despre familie. Să mă lăsați în pace cu interogatoriile voastre. Da, există copii fără familie. Nu ați știut? Să știți de azi înainte. M-au carat vreo 2 luni la psiholog. Asta scria la ea pe ușă. Psiholog. Până la urmă îmi plăcea să mă duc. Ea îmi punea un desen animat la calculator și scria în registru. Eu mă uitam. Acasă Zina nu plătea. Uita și se întâmpla să nu am desene animate. Zina multe lucruri uita să facă. Bine că nu uita să cumpere salam. În fiecare seară mâncam pâine cu salam și ea se răstea la mine. Să mai zici tu că eu te hrănesc prost. Nu ziceam, mai mult tăceam. Am învățat de mult să tac și să vorbesc în gând. Acolo vorbele se înghesuiau, se mesticau cafeina la moară din sat. Măcinam gânduri. Dimineața Zina m-a anunțat că nu va dormi acasă, că va merge să o ajute pe o prietenă. Știam că minte, va dormi la prietenul ei Oleg, care tot o sună în ultimul timp. Toată ziua m-am gândit la cum voi dormi singur. Îmi era frică. Da, trebuie să recunosc. Îmi este frică în garsonieră închiriată de noi. Am auzit odată discuția a două vecine, precum că la noi a locuit un scriitor cam singuratic, pe care l-a părăsit nevasta și a plecat cu un om de afaceri. Ci că acum câțiva ani s-a spânzurat și fica lui a ajuns să caute chiriaș și ne-a găsit pe noi. De atunci mi-este frică să rămân singur acasă. Cum stau fără Zina? Cum mă gândesc la scriitor? De ce a vrut să moară? Cum e să mori? De ce era nefericit?
După lecții, când toți au înconjurat biroul doamnei, m-am strecurat în dulap cel mare al clasei și am tăcut acolo chitit mai mult timp. După ce au plecat colegii, în clasa a intrat cineva. Cred că vreuna din șefele învățătoare. Au vorbit iarăși despre bani, despre faptul că părinții nu prea dau. Cealaltă i-a spus doamnei că treaba ei să lucreze cu părinții așa încât ei să colaboreze. Doamna răspundea cam speriată și m-am convins încă o dată că și ea se teme de unii în viața sa. Apoi a plecat. Am auzit că cineva a spălat jos. Ușa trântită și cheia în broască mă anunțau că pot să ies. S-a lăsat o liniște ciudată. Am zis că mi-e foame. Am scos pâine din ghiozdan, cea păstrată de la prânz, și am mâncat-o. Am ieșit și mi-am așternut geaca într-un colț să mă întind. Am stat așa cu ochii țintă în tavan mult timp. Și mi-era bine. Îmi plăcea această stare. Așa cum iarna se lăsa repede seara, am simțit că adorm. M-am uitat la telefonul meu Nokia, vectură scumpă sufletului meu, cumpărată nu de mult de zină la insistența mamei, și am văzut că e ora 4. Am închis ochii, ațipisem. Se făcea că eram la volanul unui camion dintre cele pe care le-am văzut la televizor. Era seară și eu conduceam pe autostradă cu multe mașini. Deodată, venea o mașină în față și claxona zgomotos. Am deschis ochii, urla telefonul. Era bunica care suna să întrebe dacă am mai vorbit cu mama. Pe ea nu o sunase de mult timp. Am bălmăjit și eu ceva acolo că sunase ca să mă lase în pace. Auzeam pași și vorbe pe coridor și nu doream să fiu descoperit. Am închis și am ciulit urechile. Erau Valeriu și taică-su. Plecau din clasa de alături unde rămâneau unii la after schooling până la 6. Un tucilar. Pe asta îl pune maică-su la un gher dacă nu ia 10 la poezii. La matineu de ziua profesorul am văzut-o pe masă declamând poezia în șoaptă odată cu el. Niște tâmpiți. Eu am ieșit și am spus calm cele două strofe fără nicio greșeală, deși la mine nu venise nimeni din părinți sau din bunici. De fapt, sunt bun la română, mai bun decât mulți din clasă. Doamna nu era pur și simplu interesată de mine. Valeriu s-a poticnit, s-a bălbuit și am văzut-o pe mama lui cum se întunecă la față. După festivitate, Valeriu a leșinat în clasă, cred că de teama de a fi pedepsit. Niște tâmpiți, am mai zis-o. Mie în clasă îmi place Irina. Irina este frumoasă, vorbește așa un pic diferit. Mama ei este rusoaică și de la asta ei se trage. Pe mine nu mă deranjează. Se îmbracă frumos, e dansatoare. Eu nu prea știu să dansez. Acolo e nevoie de bani și noi nu avem de cheltuit așa, în dodi, cum spune Zina. Vreau la baie și merg să mă piș într-o floare. Pun un scaun, urc și urinez în ghiveciu cu orhidee adusă de Gabi Ferestrău pentru doamna din 1 septembrie. Sparg și ăștia banii pe prostii. Gabi care mereu cărți la școală, cărți frumoase, cu desene, ci că maică să lucrează la o editură. Trebuie să recunosc că mi-aș dori și eu vreo două, trei cărți din alea. Chiar aș citi, dar nu-mi dă nimeni, iar banii, se știe, mereu nu ajung. M-am băgat sub banca Irinei și am luminat cu telefonul său ca să pot scrie love. Am căutat banca lui Dragoș, cel care mă bate mereu, și am scris bow. Parcă aș fi scris și sub birou învățătoare ceva. Mi-am amintit deodată că mărturisea cu două zile cuiva din părinți că ea, la 50 de ani, a hotărât să ia totul de la capăt și m-am gândit că e mama. Și mama a plecat la Italia ca să înceapă totul de la zero. De ce nu am scris nimic sub masa ei? Doamna e o femeie nefericită. Nimeni în clasă nu înțelege de ce este rea. Eu însă știu. Omul, dacă plânge mult timp, devine rău. Ca mine, ca ea. Nu există oameni răi. Există oameni nefericiți. E simplu. Simțeam că aș mai mânca ceva, dar nu mai aveam nimic. M-am retras într-un colț și mi-am pus geaca. Am băgat ghiozdanul sub cap și am închis ochii. În prima zi de școală, când m-a adus Zina, am crezut că mergem la mort, zău, credeam că a murit cineva. Pășeau toți gravi, îmbrăcați în negru sau albastru, cămăși sau bluze albe, cu maca aia serioasă și cu flori în mână. Așa am văzut odată că îl îngropau pe vecin la țară, căzuse autobuzul peste el în timp ce îl repara. Tot satul s-a strâns cu flori la cimitir. Avea 30 de ani. Îl plângeau cu toții. Credeam că a murit cineva. Nu, mă duceam eu la școală. Școala era o liniște stranie. Nu auzeam nimic. Printre jalzelile răzbătea la mine lumina ferinalului din curtea școlii. Și atunci mi-a venit o idee. Nu am nimic mai scump decât școala. Trebuie să recunosc. Diminețile, când mă trezește Zina, urăsc acest cuvânt, școală. Când mă ceartă învățătorii, când mă bat cu colegii, o urăsc. Și totuși, aici la școală mi se întâmplă lucruri pe care în altă parte nu le-aș putea avea. Eu nu am nimic altceva decât școală. În garsoniera noastră nu prea aveam mobilă. Au vândut-o înainte de a o da închirie,
Aveam două paturi și masa de bucătărie. Nici nu am masa mea unde să-mi fac temele. Nimic în afară de școală. Aici am o bancă, o am pe doamnă, așa cum e ea. La bunica e noroi, e frig. Ea e mai mereu bolnavă. În garsonieră mă tot gândesc la spânzuratul acela. Aici e cald. Aici am rămas să dorm. În altă parte nu am unde. Nu am la cine. Aici Irina mi-a dat într-o zi o napoletană, atunci când mi-a spart nasul Dragoș. Ea a strigat la el. Ți-a făcut Andrei ceva ta? Și au râs toți de ea, că i-a zis ceva ta, ca o rusoaică. Pe mine nimeni nu m-a apărat în viața mea până atunci. Nici mama. Vecinul Jenia venea des la noi și mă bătea. Mama nu scotea niciun cuvânt. Spunea că trebuie să știu de mână de bărbat. Și iată că știam. Doar când a tras atunci de păr, nu l-a etat. Atunci a zis că pleacă la Italia. Și el a bătut-o, fiindcă și soția lui era plecată de mult timp de acasă. Da, aici la școală mi s-au întâmplat cele mai minunate lucruri. Aici este Irina. Și ce dacă e rusoaică? Că pe mine mă bat cei care vorbesc frumos. Mă bat tare și mă apără ea, care nu vorbește foarte bine. Deși am auzit că rușii ne-au cucerit cândva. Poate. Irina însă este o fată bună. Ea mă apără.